Anunțul a fost făcut astăzi de către primarul Radu Căpălnașiu într-o conferință de presă organizată pentru prezentarea concluziilor în urma ediției din acest an a Festivalului Roman, desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit acestuia, festivalul ar fi ca o secțiune separată în cadrul Zilelor Zalăului, iar acest lucru s-ar putea întâmpla chiar de anul viitor, când se va desfășura cea de-a 10-a ediție a festivalului. Întrebat dacă nu are în vedere eventuală comasarea Festivalului Roman cu evenimentul aproape similar organizat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Consiliul Județean Polisum Fest, Radu Căpălnașiu a spus că nu exclude nici această variantă și că va avea discuții în acest sens cu reprezentanții celor două instituții. Că despre ediția din acest an, cea de-a doua și ultima promovată printr-un proiect cu finanțare europeană, primarul Zalăului a declarat că a fost un succes, chiar dacă participarea nu a fost una foarte mare. A fost un succes care a costat aproximativ 400.000 de lei, din care, potrivit Marianei Cuibuș, directorul Direcției Economice din cadrul primăriei, 278.266 de lei a fost suma utilizată anul acesta de finanțare europeană, iar 120.000 de lei a fost suma alocată de la bugetul local. Întrebați care a fost onorariul trupei de symphonic metal Haggard, cu siguranță cel mai costisitor invitat la ediția din acest an. Reprezentanții primăriei Zalău au invocat o clauză de confidențialitate în contractul cu germanii. Suma a fost cu certitudine una importantă, dat fiind faptul că suma alocată de la bugetul local a mers, se pare, pe onorariile și cheltuielile conexe pentru Haggard, Ad Hoc și Savaria Legio 15 Apolinaris din Ungaria.